Ploieștenii au oferit o replică decentă, mai ales în condițiile absențelor lui Bogdan Popa și Cristian Chițu, ambii cu probleme medicale. Forțat și de împrejurări, antrenorul Mihai Popa a oferit șansa să joace câtorva jucători folosiți mai puțin în acest sezon. Codrus Dinu, Brandon Ogburns și Andrei Ene, adunând minute și puncte care s-ar putea să conteze pentru moralul lor în următoarele etape sau chiar să le acorde debutul stagional lui Robert Pătraru și Mihai Comănescu, primul dintre cei doi onorându-l cu o reușită de la distanță, la fel cum făcea în sezonul trecut la Timișoara. Cei mai prolifici jucători au fost Milin cu 18 puncte, Misters cu 11 și Mitchell cu 9 puncte. Pentru echipa ploieșteană urmează partida cu FC Argeș, ce se va juca duminică 15 ianuarie la ora 19:15 în sala sporturilor Olimpia.